Drumul de la intrarea în orașul Hurricane este un pericol public pentru conducătorii auto. În urma sezonului de iarnă, gropile și-au făcut apariția pe toate drumurile din Valea Jiului și din țară. Partea de carosabil de la intrarea în orașul Hurricane este unul plin cu gropi, șoferii fiind nevoiți să facă slalom pentru a putea să le ocolească. Nici așa, șansele de reușită nu sunt prea mari. Licitația s-a ținut, este vorba de porțiunea de la intrare din Lupeni până la Valea de Brazi. S-a ținut licitația, așteptăm să se delibereze. Este vorba de cei 7,5 km pe drumul de centură. Eu cred că anul ăsta clar vor începe lucrările și anul viitor cu siguranță vor fi gata. Problema va rămâne ce se întâmplă de la Hurricane încolo, în Lupeni, pe teritoriul Lupenului. Consider că din moment ce licitația a avut loc, acum când stăm de vorbă, zilele, săptămâna aceasta, așteptăm, eventual și săptămâna viitoare, știți că este o perioadă de 30 de zile când se analizează toate ofertele și mai ales că am auzit că de la 300 și ceva de miliarde cât era evaluată lucrarea, s-a ajuns pe la vreo 160 de miliarde lei vechi. Deci asta arată că lucrările vor fi de calitate. De ce durează și la 30 de zile până se evaluează toate? Au fost foarte mulți candidați, 16 firme. Fiecare ofertă se analizează și cu siguranță, dacă nu vor fi contestații și nu va trebui reluată licitația, în această vară cu siguranță încep lucrările. Practic, anul viitor ar trebui să fie gata. Lucrurile se vor rezolva pe zona Hurricane, nu va mai fi o groapă. Ei, problema va fi de la Hurricane încolo, adică pe teritoriul Lupenului. Timp de 30 de zile vor fi analizate ofertele firmelor care au participat la licitație și în cazul în care nu există nicio contestație, vor fi demarate lucrările. Dacă însă vor exista contestații, șoferii vor mai avea de îndurat această situație care este una similară la nivel național.